Bine ați revenit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al treilea din testul 10 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil științe ale naturii. La exercițiul întâi avem o funcție, trebuie să calculăm derivata, apoi să determinăm ecuația tangentei în punctul de A de coordonate 1 și minus 1 pe 3 și să demonstrăm o inegalitate. Iar la exercițiul al doilea avem o funcție, trebuie să determinăm o primitivă g a funcției g mic, apoi să calculăm integrală de la 0 la 1 din f1 și să demonstrăm o inegalitate. Să începem cu exercițiul întâi. Avem o funcție f definită pe 0 infinit cu valori în R, unde f de x este 2 supra 3 x radical din x minus x. Punctul A. Arătați că f derivat de x este radical din x minus 1, unde x aparține intervalului 0 infinit. Să vedem cum facem asta. f derivat de x înseamnă 2 pe 3, x radical din x minus x, totul derivat. Avem două variante. Fie mergem mai departe cu derivata produsului x radical din x, fie încercăm să-l transformăm într-o putere, iar mai departe să-l derivăm. Cred că ar fi mult mai simplu dacă l-am transformat într-o putere. Asta înseamnă că pe x radical din x îl putem privi ca x la puterea 1 ori x la puterea 1 pe 2, pentru că radical din x înseamnă x la puterea 1 pe 2. Făcând înmulțirea, observăm că obținem x la puterea 1 plus 1 pe 2, aducând la același numitor, de fapt obținem x la puterea 3 supra 2 minus x totul derivat. Și atunci, de fapt, vom avea 2 pe 3 ori x la 3 pe 2 totul derivat minus x derivat. Asta înseamnă că f derivat de x este 2 pe 3 este o constantă și iese în față, iar x la 3 pe 2 derivat va fi, în primul rând, exponentul cade în față și x la puterea 3 pe 2 minus 1 va fi, pentru că exponentul scade cu 1 și în final x derivat este 1. Simplificăm 3 pe 2 cu 2 pe 3 și rămânem cu x la puterea 3 pe 2 minus 2 pe 2 înseamnă 1 pe 2 minus 1. X la puterea 1 pe 2 înseamnă radical din X minus 1. Cu alte cuvinte, F derivat de X este într-adevăr radical din X minus 1, oricare ar fi X din intervalul 0 infinit. Mergem la punctul B. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției în punctul A de coordonate 1 și minus 1 pe 3. Haideți să reamintim formula. Formula pentru ecuația tangente este y minus y0 egal cu f derivat în punctul x0 pe lângă x minus x0. În cazul nostru avem y minus minus 1 pe 3 pentru că acesta este y0 egal cu f derivat în 1 pentru că x-ul ăla nu este 1 pe lângă x minus 1. Observăm că avem nevoie de derivata în punctul 1, pe care o calculăm înlocuind în punctul A și avem radical din 1 minus 1, care înseamnă 0. Și atunci, din astea, rezultă că y plus 1 pe 3 este 0 pe lângă y minus 1. Asta înseamnă că y plus 1 pe 3 este 0 de unde rezultă că y egal cu minus 1 pe 3 este ecuația tangentei la graficul funcției în punctul A. Punctul C demonstrați că x pe lângă 2 radical din x minus 3 este mai mare egal decât minus 1, oricare ar fi x din intervalul 0 infinit. Orice inegalitate de forma aceasta se demonstrează foarte ușor folosindu-ne de tabelul de monotonie. Este foarte important să faceți tabelul de monotonie pentru a fi sigur că ați trecut prin toate etapele. Chiar dacă voi veți spune că nu vă ajută la nimic, cel mai bine este să-l faceți pe foaie și sigur veți obține ceva care să vă ajute. Pentru asta avem nevoie de derivată, o egalăm cu 0. Asta înseamnă că radical din x minus 1 e 0 de unde rezultă că radical din x e 1, asta înseamnă că x este 1. Și haideți să facem tabelul. Îl fac în partea dreaptă. Avem x, f derivat de x și f de x. Domeniul este 0 infinit. Rădăcina este 1, în dreptul ei avem 0 și trebuie să studiem semnul înainte de rădăcină și după rădăcină. Dacă ne uităm la faptul că avem radical din x minus 1, e clar că atunci când vom lua valori mai mici decât 1, radicalul va fi ceva subunitar și atunci ceva subunitar minus 1 clar este negativ, iar când vom lua valori mai mari decât 1, acel radical va fi și el supraunitar, va fi mai mare decât 1, de aceea semnul va fi Plus. Cu alte cuvinte, pe primul interval funcția este descrescătoare, iar pe al doilea este crescătoare, aici fiind f de 0. Și atunci, haideți să vedem, avem f derivată de x este mai mică sau egală decât 0. Oricare ar fi x din intervalul 0-1, asta înseamnă că funcția este descrescătoare pe intervalul 0-1. Apoi, f derivată de x. Este mai mare sau egală decât 0, oricare ar fi x din intervalul 1 infinit, de unde rezultă că funcția este crescătoare pe 1 infinit. Dacă se întâmplă acest lucru, observăm că punctul x egal cu 1 va fi un punct de minim. Dacă este un punct de minim, înseamnă că acolo este cea mai joasă valoare. Și atunci ne întrebăm, oare cum va fi f de x față de f de 1? Păi dacă 1 este cea mai mică valoare, înseamnă că funcția va lua valori mai mari sau egale decât valoarea în punctul 1. Haideți să vedem cât este f de 1. f de 1 va fi 2 pe 3 ori 1 minus 1, care înseamnă 2 pe 3 minus 1 pe 1, Aducem la același numitor și avem 2 pe 3 minus 3 pe 3, care este minus 1 pe 3. Din aceste două relații vom obține de fapt că f de x e mai mare sau egal decât minus 1 pe 3. Păi haideți să înlocuim funcția. În locul lui f de x avem 2 pe 3 x radical din x minus x mai mare egal decât minus 1 pe 3. Observăm că în inegalitatea pe care o avem de demonstrat nu avem numitor și atunci înmulțim relația cu 3 pentru a elimina numitorul și vom obține 2x radical din x minus 3x mai mare egal decât minus 1 Observăm că în partea stângă putem să-l dăm un factor comun pe x și rămânem cu x pe lângă 2 radical din x minus 3 mai mare egal decât minus 1, exact ce trebuia să demonstrăm. Relația adevărată, oricare ar fi x din intervalul 0 infinit. Mergem mai departe la al doilea exercițiu. Se consideră funcția fn definită pe minus 1 infinit cu valori în R, unde fn de x este x la n supra x la n plus 1, punctul A. Determinați primitiva g definită pe minus 1 infinit cu valori în R a funcției g definite pe minus 1 infinit tot cu valori în R. Nici am început bine funcția și avem deja 3 funcții. Nici am început bine exercițiul, deja sunt 3 funcții. g de x egal cu x la, x la 3a plus 1 ori f3 de x și g0 de zero este 2020. Haideți să vedem în primul rând cine este g de x. g de x este x la 3 plus 1, ori f3, care înseamnă x la 3 supra 3, x la 3 plus 1, simplificând, rămânem cu faptul că g de x este x la 3. Dacă noi știm că g mare este primitiva funcției g mic, asta înseamnă că G mare e primitivă dacă g mare este o funcție derivabilă și derivata sa este g mic sau integrală din g mic este g mare. Asta înseamnă că vom calcula integrală din g de x de x, cu alte cuvinte integrală din x la a 3 de x, care știm că este x la a 4 -a pe 4 plus c. Și am obținut că mai avem nevoie de pagină. G mare de X este X la 4 pe 4 plus un C. În loc de C-ul mare, care reprezintă mulțimea tuturor constantelor, noi luăm un C mic, pentru că în felul acesta aflăm o primitivă cu o condiție dată. Noi știam că G de 0 trebuie să fie 2020. Să calculăm acum g de 0 pe baza funcției. Va fi 0 la 4 pe 4, care e 0, plus c, și atunci rămânem cu c. Egalându-le, rezultă că c este 2020. Asta înseamnă că primitiva noastră g mare va fi x la 4 pe 4 plus 2020. Punctul b. Calculați integrală de la 0 la 1 din f1 de x de x. Asta înseamnă integrală de la 0 la 1 din x supra x plus 1 de x. Aceasta este o integrală foarte simplă, pentru că numărătorul și numitorul au legătură între ele. Vom aduna 1 și vom scădea 1 la numărător. De ce? Pentru că în felul acesta despărțim în două fracții, una care se transformă în 1 și cealaltă care e ușor de integrat. Și atunci scriem integrală de la 0 la 1 din x plus 1 minus 1 supra x plus 1 de x desfacem în două fracții. Prima fracție este x plus 1 supra x plus 1 minus 1 supra x plus 1 de x. Simplificând rămânem cu 1 și atunci avem integrală de la 0 la 1 din 1 minus 1 pe x plus 1 de x. Integrală din 1 este x de la 0 la 1 minus integrală din 1 supra x plus 1 este logaritm natural din x plus 1 de la 0 la 1. Când îl înlocuim pe x cu 1, avem 1 minus 0, minus logaritm din x plus 1, adică logaritm din 2, minus logaritm din 1. Logaritmul din 1 știm că este 0 și atunci rămânem cu 1 minus logaritm natural de 2. Mergem la punctul C. Demonstrați că integrală de la 0 la 1 din fn de x de x e mai mic egal decât 1 pe n plus 1 oricare ar fi n număr natural nenul. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Noi știm că x aparține intervalului 0,1 și trebuie să vedem ce inegalitate putem să formăm pentru funcția pe care o avem în enunț. Păi, dacă x este în intervalul 0,1, înseamnă că x este mai mare egal decât 0 și mai mic egal decât 1. Asta înseamnă că și x la n va fi în același interval. Adunând 1, obținem 1 mai mic egal decât x la n plus 1, mai mic egal decât 2. Dacă ridicăm la puterea minus 1, obținem 1 pe 2 mai mic egal decât 1 pe x la n plus 1, care e mai mic egal decât 1. Observăm că mai avem foarte puțin până ajungem la, cea, la integrala noastră. Putem să înmulțim cu x la n pentru că x la n e pozitiv și nu se schimbă sensul inegalității. Asta înseamnă că obținem 1 pe 2 ori x la n, mai mic egal decât x la n supra x la n plus 1, mai mic egal decât x la n. Pentru că pe noi ne interesează să demonstrăm această inegalitate, o mergem mai departe cu membrul drept și cel de pe mijloc. Mai scriem încă o dată. x la n supra x la n plus 1, mai mic egal decât x la n. Nu ne rămâne decât să integrăm pe intervalul 0,1 și atunci avem integrală de la 0 la 1 din x la n supra x la n plus 1 de x, mai mic egal decât integrală de la 0 la 1 din x la n de x. Observăm că am obținut integrala de la 0 la 1 din fn de x, mai mic egal decât integrală din x la n, înseamnă x la n plus 1 supra n plus 1 de la 0 la 1. Mai avem foarte puțin până ajungem la rezultat. Dacă înlocuim pe x cu 1, obținem 1 la n plus 1, care e 1 supra n plus 1, Minus 0 supra n plus 1, care e 0, și atunci am obținut că relația este adevărată, oricare ar fi n, număr natural, nenul.